să e simpatic. Eu sunt Elena. Ești foarte simpatic. Mă bucur să te cunosc. Ce te face fericită? Cel mai mult și cel mai mult, copiii mă fac fericită. Băiețelul meu mă face fericită. Copiii cu care lucrez aici în Concordia mă fac fericită. De la ei mi-au foarte multă energie și am puterea să zâmbesc. Cu ce te ocupi? Eu răspund de proiectele din Concordia România. Asta înseamnă niște case, așa cum este cea în care ne aflăm aici, în care locuiesc copii sau tineri, iar treaba mea este să mă asigur că acești copii și tineri au programe frumoase, merg la școală, lucruri pe care toți copiii le fac. Ești fericită? Da, sunt foarte fericită. Sunt foarte fericită că sunt aici, că pot să ajut, că sunt între copii și că ceea ce fac contează și că prin munca mea pot să ajut oameni care au nevoie. De ce m-ați inventat această fundație pe care ajută copiii? De ce? Am inventat-o pentru că la vremea când s-a deschis, erau foarte mulți copii pe stradă. Locuiau pe stradă, dormeau pe stradă, nu aveau ce să mănânce, era foarte frig afară și ei aveau hăinuțe subțiri și am văzut că e nevoie de ajutor. Care a fost cea mai fericită zi de când lucrezi? Una dintre ele a fost ziua în care am deschis Casa Alexandra. Este un centru de zi și prin acest centru reușim să ajutăm copiii să meargă la școală și reușim să ajutăm părinții să-și găsească un loc de muncă, astfel încât ei să rămână în continuare o familie. Cum poți să-i ajut pe copii? Poți să mergi să faci cumpărături la Profi, iar bonul mergi și îl scanezi la InfoKiosk și dai click pe Stop sărăcie extreme în rândul copiilor. Și prin acest gest ajuți Concordia și ajuți copiii să meargă la școală. O să fac așa. Mă bucur, mulțumesc foarte mult!